Cine dă încolo? De ce dă încolo? A avut momente când n-am mai primit în altă când a venit căldura, a început să... Stai că tu l-ai din capăt. Calculatorul ăla care l-am eu de la servicii atâta e solar și nu mai merge. Dacă îl pun la soare se încarcă. S-ar putea să nu mai aibă baterie. Am avut și eu. Cocoș la Xenia. Da. La Xenia? Păi da. Pe partea aia la Xenia, treci de arabe. N-ai zis la nord? Nu, n-am zis la niciun nord. Așa ai zis, la nord. Bine, la nord. La cocoșul nou. Cocoșul mare. Și ăla e, nu știu ce e în capul tău, ăla e pe unde e arabescul. Nici aia nu știi. De la Xenia mai jos e arabesc și e cocoșul nou. Ia-o pe aici, că e cel mai simplu. Adică cel vechi sau nu? Cel nou. Cocoș 2. Ăla e pe laboratorul. A, acolo, pe laboratorul lui, dacă aia e laboratorul. Și dacă te duceai la ala vechi, tot faci o lua. Ce vrei și unde vrei să ai. Păi nu știu tu ce vrei și ce trebuia vrei. Trebuia să iei la nord. Îți dau volanul și conduci tu. Trebuia să. Unde mă duci, măi? La dracu te duc. Bine. Du-mă. Termină odată. Du-mă o dracului, dacă nu vrei să mă asculti, mă lași și mă întorc acasă și gata. Nu mă duci unde vrei tu. Nu te duc unde vrei. Nu, merg la cocoș. Ba, mă lași în pace că te dau jos de mașină. Eu am spus la Xenia. Unde-i Xenia? Da, măi, da! Da, ești nebună, ești turcă! Bine. Pe ce lume ești? Tu nu ai știut niciodată să te orientezi în spațiu. Bine. Orientează-te tu ca să vezi cum te întorci. Nu mă duci unde vreau, nu mai merg. Că dincolo le-a bramburit și le-a zăfăcit și aglomerații.